Polonia și Ungaria refuză în mod clar, răspicat, importul de cereale din Ucraina. Ba mai mult, nu admit nici ca teritoriul lor să fie tranzitat de aceste cereale. Și apoi, unde să se ducă cereale? Pentru că celelalte state din Uniunea Europeană nu au nevoie de cerealele tratate genetic în Ucraina. În consecință, riscul uriaș apasă deasupra fermierilor României, pentru că România, neprocedând la fel, riscă să se umple de asemenea cereale spre paguba sau falimentul chiar al fermierilor români.